Lovitură grea pentru Victor Ponta. Direcția Națională Anticorupție a disjuns o parte din dosarul clasat al fostului premier în care era acuzat de fals în înscrisuri. Parchetul general a demarat o cercetare in rem pentru evaziune fiscală. Potrivit unor surse, măsura s-a dispus în urmă cu aproape 2 luni. Direcția Națională Anticorupție a trimis la parchetul Instanței Supreme un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise de Victor Ponta și de alte persoane. Procurorii au o misiune grea acum. Trebuie să stabilească dacă fostul premier va fi pus sub acuzare pentru aceste infracțiuni sau dacă dosarul va fi clasat. S-a dispus clasarea la data de 22 martie pentru infracțiunea de conflict de interese care fusese reținută în sarcină lui Victor Ponta în calitatea sa de prim-ministru, având în vedere că a intervenit o cauză de împiedicare a efectuării urmăririi penale ca urmare a respingerii de către plenul Camerei Deputaților a cererii de încuvințare transmise de procurori. A declarat purtătorul de cuvânt al DNA. Dosarul de conflict de interese clasat în urmă cu aproape 2 luni era desprins din cauza Turceni Rovinari, în care sunt judecați de 2 ani fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Șova și foștii directori ai complexurilor energetice Rovinar și Turceni, Laurențiu Dan Ciurel și Dumitru Cristea. În iunie 2015, DNA a cerut Camerei Deputaților să avizeze urmărirea penală a lui Victor Ponta pentru conflict de interese, însă deputații au respins solicitarea. Procurorii arătau în cererea trimisă atunci Camerei Deputaților că Ponta l-a numit pe Dan Șova în funcția de ministru, în condițiile în care în trecut ar fi primit foloase din partea acestuia. Procurorii îl acuză pe Victor Ponta că timp de 1 an de zile, prin cabinetul său de avocat, a obținut de la societatea civilă de avocați Șova și asociații peste 180.000 de lei pentru activități care figurează în acte, dar care nu au fost efectuate.